Bine veniți la o nouă meditație din cuvânt, Sfințenie adevărată. Acum, temeți-vă de Domnul și slujiți-i cu scumpătate și credincioșie. Nu o formă de evlavie, ci nici numele trecut în registrul comunității sunt cele care constituie o piatră vie în clădirea spirituală. Să fii reînnoit în cunoștință și sfințenie adevărată, fiind răstignit față de lume și făcut viu în Hristos, aceasta este ceea ce unește sufletul cu Dumnezeu. Urmașii lui Hristos au un țel conducător în vederea și o mare lucrare, salvarea semenilor lor. Oricare alt interes trebuie să fie mai prejos față de acesta. Acesta trebuie să angajeze cel mai serios și mai profund interes.